Inspectoratul pentru situații de urgență a sărbătorit mai devreme Ziua Protecției Civile. Începând cu ora 11, curțile subunităților au fost animate de cetățeni și autorități interesați de activitatea desfășurată de angajații acestei arme. Au fost organizate în subunități puncte mobile de informare în care au fost distribuite materiale de informare preventivă. Deschiderea evenimentului, mult așteptat, a făcut-o comandantul unității Inspectoratului pentru situații de urgență. La această manifestare au luat pe rând cuvântul câțiva din edilii orașului Vâlcean. Cercetările din deceniile 2 și 3 ale secolului 20 au determinat marele stat major al armatei să înființeze noi structuri în domeniul apărării populației și bunurilor materiale în situații de război și la dezastre, acestea neexistând până în acel moment. Prin înaltul decret regal numărul 468 a fost aprobat regulamentul apărării pasive contra atacurilor aeriene, document care avea să consemneze înființarea instituției menite să protejeze populația în caz de război. Este o zi deosebită la care am onoarea și plăcerea să particip. E o zi de sărbătoare pentru dumneavoastră, cei care sunteți implicați direct în protecția civilă, dar în același timp e o zi deosebită pentru întregul popor român. De ce? Pentru că această zi arată grija unor structuri bine definite, bine organizate și care au un istoric de 83 de ani și care în timp și-au fundamentat niște proceduri prin care se intervină în cazuri de forță majoră. Doresc să vă urez în numele locuitorilor municipiului Râmnicu Vâlcean mult succes în toate misiunile dumneavoastră și cât mai multe performanțe dobândite în misiunile dumneavoastră. În numele administrației locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, felicit inspectoratul pentru situații de urgență de la Maghelul Râmnicu Vâlcea pentru toată activitatea de până acum și vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru colaborare și sprijin care ați dovedit-o cu atâtea ocazii. La mulți ani, protecția civilă din România! După discursul oficialităților cu ocazia Zilei Protecției Civile din România, comandantul unității ne-a invitat la o scurtă demonstrație unde s-a prezentat o parte din activitatea desfășurată de angajații instituției. Va executa o primă cercetare și evaluare, după care se va proceda la stingerea unui incendiu. Și limitarea acestuia de a se propaga la depozitul de substanțe toxice industriale, în special clor. În timpul operațiunilor de stingere și de limitare a incendiului, se procedează la o monitorizare a zonei și o delimitare a acestuia în funcție de pericolele care sunt. Este de amintit faptul că Ziua Internațională a Protecției Civile se sărbătorește pe 1 martie.